2. Având în vedere desființarea spitalelor din localitățile Șoncuta Mare și Baia Sprie, vă rugăm să punctați măsurile ce se impun a fi luate pentru asigurarea asistenței medicale spitalicești a populației și în special a celei defavorizate la nivelul colegiului și chiar al întregului județ. Pentru a stabili ordinea de răspuns, vă rog frumos să trageți din nou sorții și să vă încadrați în timpul stabilit de maxim 3 minute. Ca să nu pierd elementele foarte mai importante care vreau să-i răspund. Bun, ce trebuie făcut în sănătate? Odată trebuie finanțat sistemul, finanțare clară, serviciul medical exclusiv pe criteriul de performanță. Asta înseamnă creșterea calității actului medical în beneficiu asiguratului, a contribuitorului la sistemul de asigurare de sănătate. În al doilea rând, trebuie asigurată asistența medicală și asistența somatologică în mediul rural unde există deficit de medici, atât în medicina primară, cât și în medicina de specialitate. Asta asigur că trebuie să atragem oameni, să le asigurăm locuri de muncă, să le ajutăm ca un viitor și să le punem la dispoziție locuințe de serviciu. În al treilea rând, pentru Baia Mare, eu mă gândesc și vreau să discut cu toți factorii oportunitatea creării înființării unui spital de urgență nou, cu o structură adecvată de paturi, cu o locație corespunzătoare și cu o structură adaptată exact acestui profil. Bineînțeles, în continuare vine ideea de a înființa un spital de Cluj care să preia patologia care nu este de urgență, să oprea în această unitate, ca fiecare locație să își desfășoare activitatea pe baza specificului ei. Și în ultimul rând trebuie gândit pentru Baia Mare un spital de recuperare pentru județul Baia Mare datorită patologiei extrem de diverse care se tratează aici. Se găsesc bani dacă se vrea acest lucru. În ultimul rând să discutăm despre comasare, că aceasta a fost subiectul întrebării. Comasarea este ilogică. Spitalul de din carne și spitalul de boli infecțioase trebuie lăsate să funcționeze așa cum funcționează astăzi. Din păcate, cu cel din CAF, după aceea l-am pierdut datorită deciziei Guvernului, la care factorii locali n-au fost întrebați. Decizia a fost luată de către organizatorul de sistem, care este Ministerul Sănătății. Dar trebuie sprijinit Baia Sprie, administrația din Baia Sprie, pentru a duce spitalul acolo unde este de dorit. Iar atribuțiile acestui factor, din păcate, sunt tot la Ministerul Sănătății, să vedem în ce măsură se va realiza acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat în sistemul de sănătate în ultima perioadă, ca și reformă, este un șir național și aș vrea să spun că este chiar o crimă la adresa securității acestui popor. Pentru că, după ce s-au luat banii din sistem, după modelul industriilor, s-a declarat falimentar și am început să închidem. Am început să tăiem de-a valma la presiunea femei și patul din spitale și secții și am început să închidem și spitale. Nu așa se face treaba. Închiderea spitalelor în condițiile în care nu rezolvi oferta de servicii medicale a suplini acest lucru este o crimă. Practic se pune carul înaintea boilor și se dă cu ăștia în gard. Toți spun că sunt bani buni în societate, dar sunt prost cheltuiți. Deci ceea ce trebuie să facem este să punem stop risipii în acest segment și să alocăm resurse pentru sănătatea populației. Trebuie pus ordine în bugetul Casei de Asigurare de Sănătate și în bugetul Ministerului Sănătății. Trebuie să alocăm bani pe programe de prevenție. Nu se pune accent de prevenție și de aceea se ajung a costa așa mult sănătate, pentru că ceea ce nu se rezolvă în prevenție, nu se rezolvă în medicina de familie. Nu mai spun ce bătaie de joc au suferit medicii de familie anul acesta cu contractul, momentul contract încheierii cu CAS-ul. Vin și se tratează în spitale unde, da, într-adevăr, asistența medicală este costisitoare și trebuie să avem grijă ca pacientul să nu mai ajungă acolo. Deci un accent trebuie pus neapărat în continuare și trebuie să fie făcut. Până acum, pe programe naționale de prevenție, vă mulțumesc, sărbunile.